Stimați colegi, bună ziua! Vă mulțumim tare mult că sunteți online alături de noi la acest eveniment, în cadrul căruia va avea loc lansarea unei campanii naționale de promovare a asumării normelor deontologiei jurnalistice. Este un program și o campanie lansată de absolvenții Programului Internațional de Instruire în domeniul autoreglementării jurnalistice al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internaționale SIDA și Consiliul de Presă din Republica Moldova. Acest program de instruire în domeniul autoreglementării jurnalistice este realizat de compania de consultanță NIRAS din Suedia, în cooperare cu International Media Support din Danemarca, Institutul Media FOIO din Suedia și Global Reporting, de asemenea, din Suedia. În mai 2019, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională SIDA a lansat prima rundă a programului de instruire în domeniul autoreglementării jurnalistice, la care au participat experți media din Moldova, Armenia și Ucraina. Experții moldoveni care au participat la acest program sunt alături de noi astăzi la lansarea acestei campanii. Vrem doar să vă mai spunem că în toamna anului 2019, timp de 3 săptămâni, acești 8 experți media din Moldova au studiat bunele practici suedeze și daneze în domeniul autoreglementării jurnalistice, au făcut schimb de experiență cu colegii lor din Armenia și Ucraina și au pus bazele unui proiect al schimbării, așa cum l-am denumit noi. Proiectul se numește Semnăm codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Și tocmai astăzi suntem la evenimentul de lansare a acestei inițiative. Îi salut alături de noi pe vorbitorii din cadrul acestui eveniment de lansare. Este vorba de doamna Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, doamna Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, doamna Georgeta Stepanov, decana Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, doamna Viorica Țicu, decana Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, domnul Serghei Zaharia, rectorul Universității de Stat din Comrat, dar și alți colegi care au participat în grupul acesta de inițiativă, Alex Lebedev, directorul portalului dies.md, Tatiana Bunduchi, șefa serviciului programe Radio Moldova Tineret, doamna Natalia Vișano, șefa direcției promovarea drepturilor omului și comunicare de la Oficiul Avocatului Poporului, dar și doamna Elizaveta Rotar, care este directoarea postului de televiziune ATV din Comrat. Aceasta este grupul de inițiativă, experții din Moldova și colegii de la universitățile din Moldova care s-au raliat aceste inițiative. Despre ce anume este vorba, o să rog să ne povestească pe doamna Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă. Bună ziua! Sper că se aude. Bună ziua! Mai întâi aș vrea să menționez că membrii Consiliului de Presă continuă să desfășoare acțiuni prin care, diferite acțiuni și activități prin care să le amintească jurnaliștilor din Republica Moldova despre necesitatea respectării normelor deontologice, ceea ce este de fapt o garanție a existenței jurnalismului de calitate. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât an de an în profesia noastră intră tineri jurnaliști, jurnaliști noi, pentru care ispita de a lucra la instituții de presă afiliate este mare. Mesajul nostru al Consiliului de Presă este că numai respectând standardele profesiei, te poți numi jurnalist și câștiga respectul publicului. Acum, despre proiectul schimbării pe care îl prezentăm acum. El, de fapt, reprezintă o campanie de promovare a asumării codului deontologic de către cât mai mulți jurnaliști din Republica Moldova, ca în final să aibă de câștigat calitatea informației media, publicul nostru și, în general, democrația. Cum vom face? Deci, e număr pe pași. Începând de astăzi, noi deschidem calea spre semnarea codului deontologic, nu doar redacțiilor, așa cum era până acum, dar de astăzi și jurnaliști separat, ca indivizi, pot să semneze codul deontologic. Și când spun jurnalist, mă refer la, avem în vedere definiția care este inclusă în codul deontologic, și anume,
persoana care este angajată sau neangajată într-o instituție mass media, dar care se ocupă cu regularitate de una sau mai multe activități, precum colectarea informației de interes public din orice sursă relevantă, redactarea și editarea acesteia sub orice formă, text, fotografie, înregistrare video sau audio, desen, grafică, etc., cu scopul diseminării publice prin intermediul mass media. Citat încheiat din codul deontologic. Deci persoanele care corespund acestei definiții sunt invitate să semneze codul deontologic, adică să-și asume aceste norme. Cum o pot face? Prin accesarea rubricii corespunzătoare de pe pagina Consiliului de Presă. Asta este o primă componentă a campaniei noastre. Deci îndemnăm toți jurnaliștii, viitorii jurnaliști, să semneze codul deontologic pe propria răspundere, bineînțeles. O a doua componentă este ca redacțiile care au semnat codul, noi le vom îndemna să afișeze pe paginile lor web. Așa, încerc să distribui. Deci să afișeze pe paginile lor web. Sau dacă este vorba despre televiziuni într-un anumit colț al ecranului. Sau dacă este vorba despre presă tipărită, despre ziare, să afișeze acest mic logo care spune că redacția respectivă a semnat codul deontologic. Asta înseamnă că această redacție transmite publicului un semnal de responsabilitate. În același timp, pentru public, acest logo poate însemna un mesaj de garanție a calității, dacă vreți. Și a treia componentă a proiectului nostru, a proiectului schimbării, este colaborarea cu facultățile de jurnalism și cu școala de studii avansate în jurnalism. Și anume, ne-am înțeles, iată decanii sunt aici, le mulțumim foarte mult pentru această colaborare. Am ajuns la o înțelegere ca atunci când absolvesc studenții la jurnalism să semneze codul deontologic. Este o asumare a normelor deontologice pe care studenții, viitorii jurnaliști, este o promisiune, dacă vreți, că ei le vor respecta. Deci astea sunt trei mari componente ale campaniei noastre. Aș mai fi vrut să adaug că am expediat o scrisoare companiei naționale Teleradio Moldova cu propunere de colaborare, prin care le-am propus de asemenea să acorde suport informațional campaniei noastre, dar și să îndemne jurnaliștii de la companie să, la fel, să-și asume codul deontologic. Cam atât despre campanie, colegii vor completa. Da, mulțumesc tare mult, doamna Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă. O să ofer cuvântul în continuare doamnei Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, una din membrele echipei de experți moldoveni care a participat în acest program internațional. O să rog pe Cornelia să ne povestească despre importanța colaborării cu universitățile și cu școlile de jurnalism pentru ca de pe băncile acestor instituții de învățământ superior să iasă jurnaliști care înțeleg și își asumă deontologia profesională jurnalistică. Cornelia Cozonac. Bună ziua! Mă bucur că ne revedem și într-o conferință video în această situație dificilă și pentru presă și pentru populație. Asumarea codului deontologic și normelor deontologice este foarte importantă pentru jurnaliști, pentru presă, pentru public, pentru că ceea ce facem noi trebuie să fie, să se încadreze în niște norme deontologice ce țin de corectitudine, în primul rând, pentru că în jurnalism este important să scriem despre probleme, să scriem despre oameni care, în cazul nostru, că facem jurnalism de investigație, oameni care sunt implicați în scheme de corupție, dar la fel de important este să nu încălcăm drepturile altora. Cât de corect suntem noi depinde de pregătirea fiecăruia, depinde de ce își asumă atunci când intră în profesie și, așa cum ziceați, este foarte important ca de pe băncile studenției, jurnaliștii, tinerii jurnaliști,
să fie pregătiți corect, să fie pregătiți ca atunci când intră în profesie să poată să facă o alegere corectă, să poată să respingă niște propuneri, anumite funcții care de fapt vin în contradicție cu cerințele normelor deontologice profesionale ale noastre. Pentru că dacă ei sunt bine pregătiți, atunci cu siguranță vor începe calea corect, cu, așa cum ne place nouă să zicem, cu coloana vertebrală dreaptă. Eu colaborez și centrul de investigații colaborează cu câteva facultăți. Am lucrat cu studenții și pe aspecte deontologice, mai ales pe jurnalismul de investigație. Este foarte bine că există o mare deschidere a facultăților de jurnalism pentru colaborarea cu jurnaliștii care fac jurnalism, practicieni, să zic. Așa, sunt deschiși mai multor activități care țin de lucru cu studenții. Și eu chiar am văzut studenții la anul 2, la anul 3, deja pregătiți pe partea cu deontologia profesională. Eu vreau să zic că este important să ținem cont de asta, să ne asumăm acest cod deontologic și să-l respectăm în timpul lucrului nostru. Am văzut în Danemarca și în Suedia, acolo unde am fost noi, acest grup de inițiativă, cât de mândri sunt redacțiile și jurnaliștii că ei respectă codul deontologic, că ei au acest semn al calității pe paginile lor VM, că ei respectă în detalii și își pun întrebări și își fac grijă atunci când ceva nu s-a scris așa cum ar trebui sau că cineva a suferit în urma unui material jurnalistic. Deci ei își asumă și greșelile și ceea ce fac. Și chiar nu ni s-a părut foarte interesant când majoritatea mediilor de informare sunt cu sau respect codul deontologic și îl asum în totalitate. Asta este important să facem și în Republica Moldova. Sper să ne reușească să cooptăm cea mai mare parte a presii sau toată presa, pentru că de la asta avem în primul rând noi de câștigat și respectiv cititorii sau consumatorii de media. Cornelia Cotonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, noi continuăm să vorbim despre importanța jurnalismului etic pentru viitorii jurnaliști. Și o să-i ofer cuvântul acum doamnei Georgeta Stepanov, decana Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, mulțumindu-i totodată pentru faptul că în ultimii ani eticii la facultate se acordă tot mai mult atenție. Doamna Stepanov, vă rog. Bună ziua! Asumarea codului deontologic de către proaspeții absolvenți ai facultăților de jurnalism este o acțiune orientată spre reliefarea integrității profesionale a acestora, integritatea profesională fiind o virtute ce pune în corelație morala generală umană, etica profesională și deontologia. Integritatea profesională însă nu este o caracteristică născută a indivizilor. Ea se dobândește la fel precum oricare altă abilitate socială, fiind o calitate nu atât de ordin intrinsec, cât una pe care indivizii o dobândesc prin educație, prin cultură și mai ales prin antrenament. Astfel, această calitate trebuie cultivată în aulele universitare, în procesul de instruire profesională, apoi ea trebuie dezvoltată în redacțiile instituțiilor media ca parte a culturii instituționale acestora și, în sfârșit, ea trebuie aplicată și perfecționată de-a lungul întregii cariere profesionale. Unul dintre obiectivele fundamentale ale procesului didactic de la Facultatea Jurnalism și Științele Comunicării a Universității de Stat din Moldova este formarea culturii deontologice a viitorilor jurnaliști. În vederea realizării acestui deziderat au fost implementate mai multe proiecte curriculare și extracurriculare, unele dintre care s-au conturat grație suportului partenerilor noștri din piața muncii și anume Consiliului de Presă din Republica Moldova, Asociația Presei Independente și Centrului de Investigații Jurnalistice, fapt pentru care le mulțumim foarte mult. Unul din aceste proiecte a vizat conceptul planului de învățământ la specialitatea jurnalist și procese mediatice,
în cadrul acestui proiect a fost inclus în planul de învățământ disciplina de studii deontologie a jurnalistului ca un curs universitar autonom. Ori, până în anul 2013, această disciplină era doar un element constitutiv al modulului legislația și etica jurnalismului. Totodată, în cadrul acestui proiect a fost extins și numărul de ore destinat disciplinei universitare deontologia jurnalistului. Dacă până în anul 2012 acestei reveneau doar 60 de ore academice, în prezent, pentru disciplina în cauză sunt rezervate 180 de ore academice. Observăm că numărul acestor a crescut de 3 ori. Un alt proiect a vizat conceptul predare, învățare, evaluare universitară. În cadrul acestui proiect a fost diversificată metodologia de predare a disciplinii deontologia jurnalistului prin implicarea studenților în diferite activități practice, gen training-uri, cluburi de presă, organizate în comun cu exponenții diferitor instituții media și organizații non-guvernamentale de profil. Totodată a fost diversificată și metodologia de evaluare a activităților curriculare ale studenților. Ca urmare, respectarea principiilor deontologice a devenit unul dintre criteriile de bază în evaluarea produselor jurnalistice realizate de către studenții Facultății Jurnalist și Științe ale Comunicării în cadrul disciplinilor de profil sau în cadrul stagiilor de practică. Și un alt proiect despre care vreau să vorbesc vizează cultura deontologică ca parte a culturii instituționale a Facultății Jurnalist și Științe ale Comunicării. În cadrul acestuia a fost elaborat codul deontologic intern al Facultății Jurnalist și Științe ale Comunicării, la baza căruia au stat principiile expuse în codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, și totodată a fost conceput și evenimentul Jurământul Jurnalistului, care este organizat anual și presupune asumarea codului deontologic intern de către studenții anului întâi. Apropo, respectarea principiilor acestui cod este obligatorie în perioada studenției. Astfel, Facultatea Jurnalist și Științe ale Comunicării a susținut activ toate inițiativele partenerilor săi și s-a implicat activ în toate proiectele orientate spre formarea și fortificarea culturii deontologice a jurnaliștilor. Facultatea Jurnalist și Științe ale Comunicării susține și această campanie foarte importantă în opinia noastră, care vine să asigure continuitatea și să încununeze eforturile depuse în vederea formării integrității profesionale a jurnaliștilor. Să fie într-un ceas bun! Mulțumesc mult, doamna Cerceta Stepanov, decana Facultății Jurnalist și Științe ale Comunicării de la USME, pentru deschidere și pentru faptul că într-adevăr s-a acordat tot mai multă atenție acestui aspect extrem de important în formarea profesională a jurnaliștilor, și anume asumarea deontologiei profesionale. Sperăm tare mult să putem organiza la absolvirea, la festivitățile de absolvire și festivitatea de semnare de către cât mai mulți viitori jurnaliști a codului deontologic. La aceeași temă vorbim și cu doamna Viorica Țicu, decana Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Doamna Țicu, vă rog. Bună ziua! Mai întâi de toate vreau să vă felicit cu această campanie și frumoasă, și complexă, și în același timp complicată, deoarece suntem într-o perioadă a avalanșei informației. Mai greu putem să distingem adevărul de neghină. Și de multe ori fake news-ul este pus în capul mesii ca pseudoștiință. În cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism este un motou, filosofie întreagă a respectării acestor norme, acestor legi scrise și nescrise în ceea ce privește deontologia profesională. Eu am să-l citez pe Caragiale, care ne spunea că cinstea și gramatica fac presă bună. Să știți că în cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, studenții, chiar de când pășesc pragul facultății, se ghidează de acest moto, care mi se pare foarte oportun în aceste vremuri rele. Sigur că la început studenții vin cu niște idei
personale legate de ce în ce înseamnă responsabilitate, empatie, respectul față de alți oameni, de societate, de alte națiuni. Însă care este menirea facultății? Menirea facultății tocmai este aceea să completeze acest calificativ personal și profesional. Este vorba de etică profesională. Sigur că și noi ne alăturăm cu multă deschidere acestei campanii foarte importante pentru a mai menționez pentru aceste vremuri grele, pentru că un viitor jurnalist trebuie să cunoască ce este corect și ce mai întâi de toate să-și asumă și o responsabilitate. Pentru că, sigur că noi, deseori studenții, chiar și de pe băncile facultății, cad în mreaja diferitor politici editoriale a instituțiilor media. Dar noi, în orice circunstanțe, trebuie să le spunem că trebuie să-și păstreze coloana vertebrală. Deoarece doar prin aceste idei putem să le cultivăm o speranță și în acest context vreau și să vă felicit că tocmai ați sărbătorit pe 3 mai ziua profesională și eu îmi doresc din tot sufletul ziua cum este denumită ziua presiei independente ca într-un viitor foarte apropiat și în Republica Moldova să ne mândrim că avem o presă independentă și nu este afiliată politic. De asemenea, menționam faptul că în orice circunstanțe un viitor jurnalist sau un adevărat jurnalist trebuie să-și păstreze coloana vertebrală. Și o să fie foarte mulți care o să mă contrazică că, bineînțeles, că noi suntem într-o țară unde noi suntem atât de dezvoltați din punct de vedere economic, ori tocmai acest aspect face ca și viitorii jurnaliști să cadă în mrejele diferitor instituții, să-i atragă diferite instituții media. Însă eu consider că tocmai recentul studiu care se numește Cartea Albă a Presiei din Republica Moldova, ne demonstrează nouă istorie de succes, unde putem să ne mândrim cu un jurnalism de calitate, instituții media de calitate, istorie de succes și, în final, noi, chiar la finalul anului de studii, o să inițiem separat o campanie legată de semnarea codului deontologic și să sperăm că marea majoritate a absolvenților anului 3 vor semna acest cod deontologic. Peste ceva timp ne vom mândri că au fost absolvenții noștri. Eu vă mulțumesc și vă urez mult succes în această campanie. Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Viorica Țâcu, decana Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism de la ULIM. Dumneavoastră a spus un lucru foarte important și este misiunea facultăților este hiperimportantă dacă ne gândim că de pe băncile universităților și școlilor de jurnalism, colegii noștri trebuie să intre în meserie deja cu conștiința faptului că deontologia primează asupra oricăror alte compromisuri pe care li se cer să le facă jurnaliștii în anumite momente. Deci este hiperimportant ca deja intrând în meserie jurnaliștii să înțeleagă cât de importante sunt aceste lucruri. Vreau să vă spun că noi am lucrat intens nu doar cu universitățile și școala de jurnalism din Chișinău, dar și cu universitățile din regiuni. Alături de noi este domnul Serghei Zaharia, rectorul Universității de Stat din Comrat, care de asemenea ne susține în această campanie și o să-l rog acum să spună câteva cuvinte. Probabil că domnul Zaharia va vorbi în limba rusă, nu? Domnul Zaharia, vă rog. Alex, ar trebui să conectezi microfonul, domnul Zaharia. Domnul Zaharia are microfonul închis, din câte îmi dau seama. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Добрый день! С вашего позволения, сегодня буду говорить на русском языке. Хочу присоединиться к этой кампании и поблагодарить всех тех, кто принимал самоактивное участие в разработке этого кодекса. Совет прессы, национальных и международных экспертов, которые внесли свою лепту в создание и продвижение данного кодекса,
конечно, коллег со всех университетов, которые принимали сама активное участие. И хочу сказать о том, что Камрадский госуниверситет на протяжении последних 15 лет тоже готовит специалистов в области журналистики. И для нас очень важно, чтобы подготовка специалистов в этом направлении была на самом высоком уровне. Мы себя осознаем и считаем составной частью Республики Молдова. И считаем, что журналисты, которые получают качественное образование, должны быть конкурентоспособны не только на внутреннем, но и на внешних рынках труда. В этой связи мы, как преподавательский корпус, как руководство университета, всецело поддерживаем кампанию по продвижению Деонтологического кодекса в плане подготовки специалистов. Со стороны Народного собрания я вхожу в комиссию, в постоянную комиссию по законности, правопорядку и СМИ. Мы также, как представительный законодательный орган Гагаузии, поддерживаем эту кампанию по продвижению Деонтологического кодекса. Особенно сегодня, в 21 веке, когда масса информации, сегодня люди, представители гражданского общества, нуждаются именно в объективной информации. К сожалению, бывает иногда другое представляется, и считаю, что именно с принятием данного кодекса, с подписанием его, в первую очередь, преподаватели, которые занимаются этой деятельностью, как студентов, которые они готовят, которые получат диплом высшей квалификации, и, конечно же, представители, значит, специальности, которые к этому имеют определенное отношение, мы с удовольствием готовы поддержать кампанию по подписанию данного кодекса. Спасибо большое, домнула Сергей Захария, который есть ректором университета де стат дин Комрад. Noi o să continuăm să discutăm cu practicienii profesiei de jurnalist și o să rog acum pe Alex Lebedev, directorul portalului dies.md, să ne spună câteva cuvinte referitor la importanța asumării de către redacție și de către fiecare jurnalist în parte a codului deontologic. Alex? Bună ziua! Noi considerăm că fiecare creator de conținut trebuie să cunoască codul deontologic, să știe ce el conține. Pentru că, la un moment dat, dacă toți tinerii jurnaliști, tinerii care creează conținut, vor urma lucrurile care scrie în codul deontologic, în jurul nostru vom avea conținut de calitate, informație verificată și lucruri care ar putea să ne facă pe noi ca societate să creștem și să fim mai corect informații. Noi la DIES încercăm foarte mult să luptăm pentru aceste valori și să urmăm lucruri care să ne fac pe noi mai buni profesioniști și astfel încât cititorii noștri să beneficieze de această informație verificată și veridică și cu anumite principii etice. De asta eu consider că faptul că dacă redacțiile își asumă acest lucru, va fi un factor foarte benefic atât pentru concurența pe piața media, pentru că o redacție care își asumă codul deontologic public își ia acest angajament față de cititori, în primul rând față de cititori și publicul pentru care scrie. Și astfel un angajament public face ca cititorii să fie mai incisivi și să ceară mult mai mult de la redacție, inclusiv să urmeze fiecare punct a codului deontologic. Tocmai pentru asta este important, pentru că afișarea acestui logo, care a fost prezentat puțin mai devreme de către doamna Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, nu este doar o chestie de bifă, este și un semn care este transmis publicului că jurnaliștii de la redacția X sau Y respectă deontologia, că sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au, pentru că codul deontologic al jurnalistului din Moldova, vă reamintesc că anul trecut acest cod a fost completat într-un cadrul unui program internațional prin intermediul Fundației Freedom House și acum acest cod conține cele mai bune practici de deontologie și etică jurnalistică din lume. De aceea este important ca publicul nostru de asemenea să cunoască
că jurnaliștii își asumă această responsabilitate și, dacă greșesc, pentru că jurnaliștii mai și greșesc, nu este nimeni scutit de greșeli, și dacă greșesc, consumatorii de produse media să-și poată reclama drepturile la OADIC. Acum o să rog pe doamna Tatiana Bunduchi, șefa serviciului programe Radio Moldova Tineret, să ne spună câteva cuvinte, dacă doamna Bunduchi, vă rog. Doamna Bunduchi, așa, din câte înțeleg avem probleme și nu putem să facem legătura cu doamna Tatiana Bunduchi. O să rog acum pe doamna Natalia Vișanu, care este șefa Direcției Promovarea Drepturilor Omului și Comunicare de la Oficiul Avocatului Poporului. Doamna Vișanu a fost parte a grupului de experți din Moldova, participanți la acest program internațional, să ne transmită un mesaj din partea Avocatului Poporului referitor la promovarea jurnalismului etic. Doamna Vișanu, vă rog. Bună ziua! Avocatul Poporului salută și se alătură acestei campanii foarte importante. Subiectul ce ține de promovarea jurnalismului etic și jurnalismului de calitate s-a aflat și se află în atenția Avocatului Poporului. În raportul cu privire la respectarea drepturilor omului pentru anul 2019 a fost abordată această temă. Asta pentru că Avocatul Poporului consideră că jurnalismul etic presupune un jurnalism de calitate, un jurnalism responsabil și este o garanție a libertății de exprimare. Avocatul Poporului a recomandat în raportul anual profesioniștilor din domeniu să semneze codul deontologic în cazul în care ei nu au făcut acest lucru și, dacă l-au semnat, să respecte cu strictețe aceste norme. De asemenea, Avocatul Poporului s-a adresat și către autorități cu îndemnul să susțină pe toate căile jurnalismul de calitate, jurnalismul etic, inclusiv prin măsuri financiare fiscale, asigurându-se totodată că aceste garanții nu vor afecta, că aceste măsuri nu vor afecta independența editorială a instituțiilor media. Cu acest prilej, Avocatul Poporului reiterează aceste îndemnuri, cheamă atât jurnaliștii cât și absolvenții facultăților de jurnalism să-și asume această responsabilitate, să-și asume aceste norme deontologice și, de asemenea, reiterează acele îndemnuri către autorități. Sper că această campanie va fi una de succes și va fi în interesul nostru comun, va contribui la libertatea presei și la libertatea exprimării în Republica Moldova. Da, mulțumim tare mult, doamna Natalia Vișanu, mulțumim și Avocatului Poporului pentru această susținere și pentru declarațiile pe care le-a făcut în ultima perioadă în susținerea presei independente. Mai sunt și alți colegi care vor să ia cuvântul. Poate doamna Elizaveta Rotari de la Comrat, vreți să spuneți ceva, doamna Rotari? Aveți microfonul închis, se pare. Atcroite microfonul, Elizaveta. Слышно меня? Всем добрый день. Хочу также призвать всех журналистов Молдовы, журналистов Гагаузии, чтобы подписать деонтологический кодекс журналиста. Считаю, что это очень важно для нас и в нашей работе. Во-первых, те принципы, которые отражает деонтологический кодекс, должны соблюдаться журналистами, которые, освещая события, обязаны оперировать только фактами, доносить до общественности только объективную информацию, учитывать возможность дискриминации, которая может возникнуть для человека из-за деятельности в средствах массовой информации, и быть со
социально ответственными. То есть ответственность СМИ за свою деятельность не перед государством на основании закона, а перед обществом на основании этических норм. Во-вторых, деонтологический кодекс является краеугольным камнем системы саморегулирования, на которой должна базироваться практика. То есть очень важно, чтобы кодекс соблюдался не только на бумаге, но и в жизни, и в нашей работе. Поэтому я еще раз хочу призвать всех журналистов, журналистов Гагаузии, чтобы присоединились к нашей инициативной группе и подписали деонтологический кодекс. И хочу всех коллег поздравить с сегодняшней презентацией. Mulțumim tare mult, doamna Elisaveta Rotăre, directoarea televiziunii ATV de la Comrat. Dacă nu sunt și alți doritori de a vorbi din rândul colegilor care participă la acest eveniment de lansare, sunt doritori. Dacă nu sunt, atunci eu vreau să reamintesc că, doamnelor și domnilor, stimați colegi, că noi astăzi lansăm campania națională de promovare a asumării normelor deontologiei profesionale jurnalistice, pe care noi am intitulat-o Semnăm codul deontologic al jurnalistului din Moldova. În cadrul acestei campanii sunt îndemnați toți producătorii de conținuturi mediatice, fie este vorba de redacțiile instituțiilor mass media care încă nu au făcut acest lucru, dar și jurnaliștii ca persoane fizice, la fel și studenții, absolvenții facultăților și școlilor de jurnalism din Republica Moldova, să transmită un semnal de asumare a deontologiei prin semnarea codului deontologic al jurnalistului din Moldova. Semnarea poate avea loc pe pagina web a Consiliului de Presă, consiliudepresa.media, unde este rubrica Lista Semnatarilor, iar în jos, la sfârșitul acestei pagini, este un formular de semnare a codului deontologic al jurnalistului. Lista actualizată a semnatarilor, atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice, va fi actualizată în permanență de către Secretariatul Consiliului de Presă. De asemenea, îndemnăm toți cei care și-au asumat sau își vor asuma codul deontologic al jurnalistului să afișeze la locuri vizibile pe paginile web, în cazul ziarilor, în casetele tehnice sau la un loc vizibil, acest semn al asumării codului deontologic al jurnalistului, care a fost demonstrat puțin mai devreme, din păcate eu nu pot să-l demonstrez chiar acum, iată, sper că se vede, acest semn, acest logo va fi transmis de către Secretariatul Consiliului de Presă tuturor redacțiilor semnatare ale codului deontologic la solicitare și în formatul pe care îl veți solicita. Îl avem și în limba rusă acest logo, de aceea solicitarea noastră, stimați colegi jurnaliști, este să susțineți această campanie prin semnarea masivă a codului deontologic al jurnalistului, care este un prim pas care trebuie făcut pentru ca publicul din Republica Moldova să discearnă, să știe, să înțeleagă cel puțin cine își asumă deontologia profesională pentru a informa obiectiv și echidistant publicul și cine nu face acest lucru. Mulțumim tare mult încă o dată colegilor de la universitățile și școlile și școala de jurnalism din Republica Moldova. Vom lucra în continuare în colaborare cu aceste universități. Vom desfășura în comun activități de promovare în rândul studenților a valorilor deontologiei profesionale jurnalistice, pentru că avem speranța că în Republica Moldova putem educa o generație de jurnaliști adepți ai deontologiei, nu doar pe hârtie, dar și în realitate. Prin codul deontologic al jurnalistului, orice încălcări ale acestor norme poate intra în atenția Consiliului de Presă, care examinează plângeri, deci avem toată deschiderea să dăm un suflu nou deontologiei profesiei de jurnalist în Republica Moldova. Vă reamintesc că este vorba că astăzi ați asistat la lansarea campaniei de promovare Semnăm codul deontologic al jurnalistului, lansată de absolvenții programului internațional de instruire în domeniul autoreglementării jurnalistice al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și de către Consiliul de Presă din Moldova. Apropo,
vreau să vă spun că colegii care au fost astăzi în acest eveniment online de lansare au fost primii participanți din partea Republicii Moldova la acest program internațional, însă acest program are și o a doua rundă care va începe în octombrie 2020, iar ca participanți vor fi alți experți media din Moldova, Armenia și Ucraina. Vor fi selectați câte 8 persoane din fiecare țară, iar doritorii de a participa la acest program pot aplica până la data de 10 mai, deci mai sunt încă câteva zile. Acestea fiind spuse, vreau încă o dată să mulțumesc tuturor vorbitorilor din cadrul acestui eveniment de lansare și mulțumesc tare mult celor care ne-au urmărit. Din câte înțeleg, întrebări nu sunt, dar sper tare mult ca întrebările să și le pună colegii jurnaliști, iar întrebarea de bază să fie: am semnat eu oare codul deontologic? Dacă nu, trebuie să-l semnez și după ce l-am semnat, trebuie neapărat să-l și respect. Mulțumim tare mult, evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Libertății Presei în Republica Moldova. La revedere!